Să trăiți sănătos și bine, dragi prieteni! Suntem într-o zi de aprilie, dar e rece, strânge. Mi-am luat un hanorac gros și căciula, am îndesat-o pe urechi pentru că a dat ieri puțină zăpadă. Noaptea a fost cu minus 1-2 grade, ne așteptăm minus 3-4 grade în noaptea aceasta. O primăvară capricioasă ca în ultima perioadă, ca și oamenii, cum am ajuns și noi. Sunt lângă un arbust foarte interesant, extrem de rezistent. În primul rând este rezistent pentru vremuri grele. Îi zice ploaia de aur, pentru că într-adevăr când înflorește este o explozie de galben auriu sau forsiția. Este o plantă ornamental-medicinală. La noi, în mare măsură, în România se folosește, pentru că nu se știe, se folosește mai mult ornamental. Observați, în luna, la sfârșitul lui martie, explodează în floare și ține mult, în 3 săptămâni ține înflorită. În același timp, uitați aici cum începe să se întindă, începe să drajoneze și să apară alte plăntuțe. La mine a fost un bețișor când am avut-o. De obicei am avut plante mici, nu mi-am permis să cumpăr nu știu ce arbuz scumpi. Le-am luat la prețuri foarte ieftine, le-am îngrijit cu drag și au crescut. Le tăiați după înflorire, dacă este, puteți să-i faceți o tăiere. Eu am făcut o tăiere și în toamnă. Și în toamnă puteți, ca să el va crește prea luxuriant, prea mare, îi puteți păstra o anumită formă. Se poate mulți ușor, v-am zis, pentru că se întind, încep să apară noi plăntuțe la distanță. Și în același timp, când e bine, bine înflorită, mai puteți culege din florile care, nu, de care vă puteți dispensa pentru că are foarte multe. Le uscați și le puneți la punguța pentru ceai. Pentru ce? Este o plantă antiinfecțioasă extraordinară, o plantă imunostimulentă, care are și proprietăți antibacteriene și antivirale, deci o puteți folosi pentru tot felul de infecții, de la răcel, probleme în gât, infecții urinare, alte tipuri de infecții la pulmonare, în general pentru stimularea imunității. Chinezii o folosesc pentru, și asiaticii, pentru o paletă mult mai largă de afecțiuni. Puteți studia, puteți citi despre ea, puteți învăța despre ea mult mai mult, există studii referitoare la forsiția. Dar în același timp, cu puțină apă, restul mare îngrijire. Nu îi trebuie, pentru că este spartană, este robustă, e rezistentă. Deci nu vă va da bătaie de cap și vă va aduce bucurie. Primăvara, explozia asta de galben când abia dă verdeața, e chiar frumoasă, e chiar un plus de culoare. Din ea am luat o plăntuță și am pus lângă leagăn aici. Iată, o altă plăntuță începe să se dezvolte destul de bine și să crească. Am mai plantat și colo și v-am zis, n-am avut decât o rămurică cam de genul acesteia. N-a fost mai mare de vreo 25-30 de centimetri, puțin pământ la rădăcină, dar s-a dezvoltat foarte, foarte repede, am putut să și înmulțesc. Găsiți la prețuri foarte rezonabile, la multe, multe pepiniere, dați o căutare, forstiția preț sau forstiția de vânzare și găsiți diverse locuri de unde puteți. Sau dacă aveți prieteni prin apropiere, vă scot o rădăcinuță, o plăntuță și asta. O puteți planta la dumneavoastră. Vă doresc sănătate multă, cu pace și bucurie în suflet. Doamne ajută!